Capitolul 28. Piper. Piper a încolțit-o pe prințesă când Jason și Leo au plecat să vadă hainele de Blanavie. Vrei să facă cumpărături pentru propria moarte? A întrebat Piper. Prințesa a suflat praful de pe vitrina cu săbii. Sunt clar văzătoare, draga mea. Îți știu micul secret, dar nu e cazul să mai insistăm cu asta, bine? Băieții se distrează atât de bine. Leo a râs în timp ce proba o pălărie care părea făcută din blană de raton fermecată. Coada inelată zvâgnea, iar picioarele mici se scuturau spasmodic din mers. Jason era interesat de îmbrăcămintea sport pentru bărbați. Băieții interesați de haine? Era limpede că se aflau sub o vrajă malefică. Piper s-a încruntat la prințesă. Cine ești? Ți-am spus, draga mea, sunt prințesa din Colchida. Unde-i Colchida? Prințesa s-a întristat puțin. Unde era Colchida, adică? Tatăl meu conducea cele mai îndepărtate țărmuri ale Mării Negre. Spre est, tocmai până unde nu puteau ajunge navele grecești, în acele vremuri. Dar Colchida nu mai există, a dispărut cu eoni în urmă. Eoni? A întrebat Piper. Prințesa nu părea să aibă mai mult de 50 de ani, dar pe Piper a încercat un sentiment neplăcut, ceva legat de ce le spusese regele Boreas în Quebec. Câți ani ai? Prințesa a râs. O doamnă trebuie să evite să pună sau să răspundă la asemenea întrebări. Hai să spunem doar că procesul de imigrare prin care am intrat în țara voastră a durat ceva. Stăpâna mea a reușit până la urmă să mă aducă. Ei îi datoresc tot ce vezi aici. Prințesa a făcut un semn cu mâna de jur împrejurul magazinului. Piper a simțit un gust metalic. Stăpâna ta? O, da, nu aduce pe oricine, țin să spun. Doar pe cei înzestrați cu talente speciale, ca mine. Și are pretenții foarte mici. Un magazin cu intrare subterană, ca să-mi poată monitoriza clientela. Și o favoare din când în când. Asta în schimbul unei noi vieți. Serios, a fost cea mai bună afacere pe care am făcut-o de secole. Să fugim, și-a zis Piper. Trebuie să plecăm de aici. Dar înainte să dea glas gândurilor, Jason a strigat. Hei, fiți atenți! De pe un suport pe care scria fabrica de confecții, nefericirea a luat un tricou violet ca cel pe care îl purta în excursia cu clasa. Doar că acesta părea sfâșiat de tigri. Jason s-a încruntat. De ce îmi pare atât de cunoscut? Jason, e ca al tău, a spus Piper. Acum chiar trebuie să plecăm. Dar din cauza farmecelor prințesei, nici nu era sigură că o puteau auzi. Prostii, a spus prințesa. Băieții n-au terminat, nu-i așa? Iar aceste tricouri sunt foarte populare. Au fost returnate de alți clienți. Ți se potrivește. Leo a luat un tricou portocaliu cu tabăra semizeilor care avea o gaură în mijloc, de parcă ar fi fost răpuns de o suliță. Lângă el era o platoșă din bronz ciobită roasă de coroziune. Acidoare. Și o togă romană, sfâșiată în bucăți și colorată cu ceva ce semăna tulburător cu sângele uscat. Înălțimea ta, a spus Piper, încercând să-și controleze nervii. De ce nu le spui băieților cum ți-ai trădat familia? Sunt sigură că le-ar plăcea să audă povestea asta. Cuvintele ei nu au avut niciun efect asupra prințesei, dar băieții s-au întors, brusc interesați. Alte povești? A întrebat pe Leo. Îmi plac poveștile, a încuvințat Jason. Prințesa i-a aruncat lui Piper o privire supărată. Oamenii fac lucruri ciudate din dragoste, Piper. Tu ar trebui să știi. De fapt, m-am îndrăgostit de acel tânăr erou pentru că mama ta, Afrodita, m-a vrăjit. Dacă n-ar fi fost ea, dar nu-i pot purta pică unei zeițe, nu-i așa? Tonul prințesei spunea clar, mă pot răzbuna pe tine. Dar eroul te-a luat cu el când a părăsit Colchida, și-a amintit Piper. Nu-i așa, înălțimea ta? S-a căsătorit cu tine, așa cum a promis. Expresia din privirea prințesei a făcut-o pe Piper să vrea să-și ceară scuze, dar nu s-a lăsat. La început a recunoscut înălțimea sa, a părut să se țină de cuvânt. Dar chiar și după ce l-am ajutat să fure comoara tatălui meu, tot a avut nevoie de ajutorul meu. În timp ce fugeam, flota fratelui meu s-a luat după noi. Navele lui de război ne-au ajuns din urmă. Ne-ar fi distrus, dar l-am convins pe fratele meu să urce la bordul navei noastre și mai întâi să discutăm sub protecția steagului alb. El a avut încredere în mine. Și ți-ai omorât propriul frate, a spus Piper, amintindu-și sinistra poveste și numele personajului. Un nume de infam care începea cu litera M. Poftim? A tresărit Jason. Pentru o clipă a părut să fie din nou el însuși. Ți-ai omorât propriul... Nu, a izbucnit prințesa. Poveștile mint. Noul meu soț și oamenii lui l-au ucis pe fratele meu, deși n-ar fi reușit fără ajutorul meu. I-au aruncat trupul în mare, iar flota urmăritoare a trebuit să se oprească să-l caute ca să-i poată oferi fratelui meu o înmormântare corespunzătoare. Asta ne-a dat răgaz să ajungem departe. Am făcut toate astea pentru soțul meu, iar el a uitat de înțelegerea noastră și în cele din urmă m-a trădat. Ce a făcut? A întrebat Jason, care părea încă deranjat.
Prințesa a ridicat toga în dreptul lui Jason, de parcă l-ar fi analizat pentru a fi asasinat. Nu știi povestea, băiete, mai ales tu, dintre toți oamenii, ar trebui să o știi. Doar îi porți numele. Jason, a spus Piper. Originalul Jason, dar tu ești... Ar trebui să fii moartă, prințesa a zâmbit. Cum spuneam, o viață nouă într-o țară nouă. Sigur că am făcut greșeli, am întors spatele propriului meu popor. Am fost numită trădătoare, hoață, mincinoasă, ucigașă, dar am făcut totul din dragoste. S-a întors spre băieți și a privit cu milă, clipind des. Piper a simțit vraja care îi cuprindea, preluând controlul mai puternic ca oricând. Voi n-ați face același lucru pentru iubirea voastră, dragii mei? O, sigur, a spus Jason. Sigur, a spus Leo. Băieți! Piper scrâșnea din dinți de frustrare. Nu o recunoașteți? Voi nu? Să mergem mai departe, bine? A spus prințesa pe un ton vesel. Parcă voiați să vorbim despre un preț pentru spiritele furtunii și despre satirul vostru. La etajul întâi, Leo a fost distras de raionul de aparatură. Nu pot să cred, a spus el. Este o forjă blindată? Înainte ca Piper să-l poată opri, a sărit de pe scara rulantă și a luat-o la goană către un imens cuptor oval care arăta ca un grătar umflat de steroizi. Când l-au ajuns din urmă, prințesa a spus: Ai gusturi bune. Acesta este H2000, proiectat de Hephaistos însuși. E suficient de fierbinte ca să topească bronz celest sau aur imperial. Jason a tresărit de parcă ar fi recunoscut termenul. Aur imperial? Prințesa a dat din cap. Da, dragul meu. La fel ca arma pe care ai ascuns-o cu atâta ingeniozitate în buzunar. Pentru a fi prelucrat cum trebuie, aurul imperial trebuie sfințit în templul lui Jupiter, de pe dealul Capitoliului din Roma. Un metal puternic și rar, dar, la fel ca împărații romani, destul de volatil. Ai grijă să nu rupi lama asta. A zâmbit nevinovat. Roma a apărut după mine, desigur, dar am auzit tot felul de povești. Și acum fiți atenți aici. Acest tron de aur e unul dintre cele mai bune articole de lux pe care le am. Hephaistos l-a făcut pentru a o pedepsi pe mama lui Hera. Așează-te în el și vei fi imediat prins în capcană. Se pare că Leo interpretează asta ca pe un ordin. S-a îndreptat spre tron ca hipnotizat. Leo, nu, l-a avertizat Piper. El a clipit. Cât cer pentru astea două? O, ți-l pot da pentru 5 fapte de vitejie, forja, 7 ani de servitute și puțin din puterea ta. Ea l-a condus pe Leo spre raionul de aparatură, spunându-i prețul diverselor obiecte. Piper n-ar fi vrut să-l lase singur cu ea, dar trebuia să încerce să se înțeleagă cu Jason. L-a tras deoparte și l-a pleznit peste față. Au, a murmurat el leneș. Asta pentru ce a fost? Revino-ți, a șuierat Piper. Ce vrei să spui? Te-a fermecat cu vorbele, nu simți? El s-a încruntat. Tipa pare în regulă. Nu e în regulă. Nici măcar n-ar trebui să fie în viață. A fost căsătorită cu Iason, celălalt Iason, acum 3000 de ani. Amintește-ți ce spunea Boreas? Că sufletele nu mai sunt în posesia lui Hades? Nu doar monștrii revin din morți. S-a întors din lumea supământeană. Jason a clătinat din capul curat. Nu e o fantomă. Nu, e mai rău. E... copiii? Prințesa revenise cu Leo la braț. Vă rog, să vedem acum pentru ce ați venit. Asta vreți, nu? Piper și-a înăbușit un țipăt. Era tentată să scoată pumnalul și să se ocupe chiar ea de vrăjitoare, dar știa că n-are șanse, mai ales în mijlocul magazinului înălțimii sale, în timp ce prietenii ei erau vrăjiți. Piper nu se putea baza nici că cei doi ar fi ținut partea în luptă. Trebuia să se gândească la un plan mai bun. Au coborât cu scara rulantă la baza fântânii. Pentru prima dată, Piper a observat două mari cadrane solare din bronz, ambele cam de mărimea unei trambuline, inserate în podeaua de marmură, la nord și la sud de fântână. Cuștile aurite supradimensionate erau la est și la vest, dar în cea mai îndepărtată erau prinse spiritele furtunii. Erau atât de înghesuite și se roteau ca o tornadă superconcentrată, încât Piper nu-și putea da seama câte erau, câteva zeci cel puțin. Hei, a spus Leo, antrenorul Hedge arată bine. Au alergat spre cea mai apropiată cușcă. Bătrânul satir părea să fi fost pietrificat atunci când dispăruse deasupra Marelui Canion. Era încremenit, cu gura deschisă, cu bâta ridicată deasupra capului, de parcă le-ar fi spus elevilor de la ora de sport să facă 50 de flotări. Părul creț îi stătea vâlvoi într-o formă ciudată. Dacă se concentra doar pe anumite detalii, tricoul portocaliu deschis, barbișonul subțire, fluierul de la gât, Piper și-l putea aminti pe antrenorul Hedge așa enervant cum era el. Dar era greu să ignori coarnele butucănoase și faptul că avea picioare cu blană și copite, în loc de pantaloni de training și pantofi Nike. Da, a spus prințesa.
Întotdeauna păstrez marfa în condiții bune. Nu putem târgui pentru spiritele furtunii și pentru satir. Îi puteți lua la pachet. Dacă ne înțelegem, vă dau ca bonus flaconul cu poțiune vindecătoare și puteți merge în pace. I-a aruncat lui Piper o privire șireată. Nu vrem să provocăm neplăceri, nu-i așa, draga mea? Să n-ai încredere în ea, a avertizat o voce din capul ei. Dacă Piper avea dreptate cu privire la identitatea ei, nimeni n-ar fi plecat în pace. Nu era posibil un schimb corect. Era o păcăleală. Dar prietenii ei o priveau, dădeau din cap frenetic și sugerau. Spune da. Piper avea nevoie de mai mult timp de gândire. Putem negocia, a spus ea. Absolut, am convințat Leo. Spune un preț. Leo, a izbucnit Piper. Să spun un preț, poate că nu e cea mai bună strategie, tinere, dar cel puțin afli valoarea unui lucru. Libertatea e foarte valoroasă. Mi-aș ceru să le liberez pe acest satir care a atacat spiritele furtunii. Care ne atacaseră pe noi, a intervenit Piper. Înălțimea s-a ridicat din numeri. Cum spuneam, din când în când stăpâna mea îmi cere mici favoruri. Așa s-a întâmplat și când am trimis spiritele furtunii să vă răpească. Vă asigur că n-a fost nimic personal și nici nu s-a întâmplat nimic de vreme ce, în cele din urmă, ați ajuns aici din proprie voință. În orice caz, vreți ca satirul să fie eliberat și vreți spiritele furtunii, care sunt niște ajutoare foarte valoroase. Apropo, ca să le predați tiranului Eol, nu mi se pare prea corect. Ce ziceți? Prețul va fi mare. Piper și-a dat seama că prietenii ei erau gata să ofere orice, să promită orice. Înainte ca ei să spună ceva, ea și-a jucat ultima carte. Tu ești Medea, a spus ea. Tu l-ai ajutat pe Iason să fure lâna de aur. Ești unul dintre cei mai mari răufăcători din mitologia greacă. Jason, Leo, nu trebuie să aveți încredere în ea. Piper și-a pus toată puterea de convingere în acele cuvinte. Era extrem de sinceră și asta a părut să aibă un anumit efect. Jason s-a îndepărtat de vrăjitoare. Leo s-a scărpinat în cap și a privit în jur, parcă trezit dintr-un vis. Mai zi-mi odată, ce căutăm noi aici? Băieți, prințesa și-a desfăcut brațele într-un gest prietenesc. Bijuteriile ei cu diamante străluceau, iar unghiile vopsite erau încovoiate ca niște gheare însângerate. E adevărat, sunt Medea, dar sunt atât de greșit înțeleasă. O, Piper, draga mea, tu nu știi ce pătimeau femeile în zilele de demult. Nu aveam nicio putere, nicio influență. De multe ori nici măcar nu ne puteam alege proprii soți. Dar eu eram altfel. Mi-am ales propriul destin devenind vrăjitoare. E așa o mare greșeală? Am făcut un pact cu Iason. Îl ajut să ia lâna în schimbul iubirii lui. O afacere echitabilă. A devenit un erou celebru. Fără mine ar fi murit necunoscut pe malul Colchidei. Jason s-a încruntat. Așadar, chiar ai murit acum 3000 de ani? Ai venit înapoi din lumea subpământeană? Moartea nu mai are puterea asupra mea, tinere erou, a spus Medea. Datorită stăpânei mele sunt iarăși în carne și oase. Tu te-ai reformat? A tresărit Leo. Ca un monstru? Medea și-a depărtat degetele și din unghi i-a ieșit un abur, ca atunci când cade apă pe fierul încins. Habar n-aveți ce se întâmplă, nu-i așa, dragii mei? E ceva mai rău decât o simplă agitație a monștrilor din Tartar. Stăpâna mea știe că uriașii și monștrii nu sunt cei mai buni slujitori ai ei. Eu sunt muritoare, învăț din greșelile mele, iar acum că am revenit printre cei vii, nu voi fi înșelată din nou. Iată care e prețul pe care vi-l cer pentru ceea ce doriți. Băieți, a spus Piper. Iason a părăsit-o pe Medea pentru că era nebună și însetată de sânge. Minciuni, a spus Medea. Pe drumul de întoarcere din Colchida, corabia lui Iason a ajuns într-o altă împărăție, iar Iason a fost de acord să o părăsească pe Medea și să o ia de soție pe fica regelui. După ce am născut 2 copii, a spus Medea, iar el și-a încălcat promisiunea. Vă întreb, a fost corect? Jason și Leo au clătinat din cap cu înțelegere, dar Piper nu terminase. Poate că n-a fost corect, a spus ea, dar nici răzbunarea Medei n-a fost. Ea și-a ucis proprii copii ca să se răzbune pe Iason. A otrăvit-o pe noua lui soție și a părăsit împărăția. Medea a mărit. O invenție scornită ca să-mi distrugă reputația. Oamenii din Corint, gloata aia nesupusă, mi-au ucis copiii și m-au alungat. Iason n-a făcut nimic pentru a mă proteja. El mi-a furat totul, așa că m-am strecurat înapoi în palat și am otrăvit-o pe noua și minunata lui mireasă. A fost corect, un preț adecvat. Ești nebună, a strigat Piper. Sunt o victimă, s-a plâns Medea. Am murit și visele mi-au fost pulberate, dar gata. Știu că nu pot avea încredere în eroi. Când vin și cer comori, să plătească un preț mare, mai ales când cel care cere se numește Iason. Fântâna a devenit de un roșu strălucitor. Piper și-a tras pumnalul, dar mâna îi tremura prea tare ca să-l poată ține.
Jason, Leo, e timpul să plecăm, acum. Înainte să batem palma? A întrebat Medea. Și misiunea voastră, băieți, iar prețul meu e foarte convenabil. Știați că această fântână e magică? Dacă un mort e aruncat în ea, chiar dacă a fost tăiat în bucăți, iese din ea pe deplin format, întărit și mai puternic ca oricând. Serios? A întrebat Leo. Leo, minte, a spus Piper. A mai făcut șmecheria asta cu cineva, cu un rege, cred. Le-a convins pe fiicele lui să-l taie în bucăți ca să poată ieși din apă tânăr și sănătos din nou, dar pur și simplu l-a ucis. Prostii, a spus Medea, iar Piper a auzit forța pe care o spunea în fiecare silabă. Leo, Jason, prețul meu e foarte simplu. Ce-ar fi să luptați? Dacă sunteți răniți sau chiar uciși, nicio problemă. Vă aruncăm pur și simplu în fântână și veți fi în mai în formă ca niciodată. Vreți să luptați, nu-i așa? Nu vă suportați unul pe celălalt. Băieți? Nu, a spus Piper. Dar ei deja se priveau de parcă tocmai și-ar fi dat seama de adevăratele lor sentimente. Piper nu se simțise niciodată mai neajutorată. Acum înțelegea cu adevărat ce era vrăjitoria. Își închipuise mereu că magia înseamnă baghete și mingi de foc, dar era ceva mult mai rău. Medea nu se baza doar pe otrăvuri și poțiuni. Arma ei cea mai puternică era propria voce. Leo s-a încruntat. Jason e întotdeauna vedeta. El are mereu parte de atenție și nu mă bag în seamă. Ești enervant, Leo, a spus Jason. Nu e niciodată lucrurile în serios. Nu poți repara nici măcar un dragon. Opriți-vă, i-a implorat Piper. Dar ei și-au scos armele. Jason sabia de aur, iar Leo un ciocan din centura pentru scule. Lasă-i în pace, Piper, i-a spus Medea. Îți fac o favoare. Dacă se întâmplă asta acum, alegerea ta va fi mult mai ușoară. Enceladus va fi mulțumit. Tatăl tău s-ar putea întoarce chiar azi înapoi. Farmecele Medei nu aveau efect asupra lui Piper, dar vocea vrăjitoarei tot era convingătoare. Tatăl ei se putea întoarce astăzi. În ciuda celor mai bune intenții, Piper își dorea asta. Își dorea atât de mult tatăl înapoi. Lucrez pentru Enceladus, a spus ea. Medea a râs. Eu să slujesc un uriaș? Nu, dar noi toți slujim aceeași cauză măreață. Un stăpân cu care nu te poți pune. Renunță, copila Afroditei. Nu e nevoie să mori și tu. Retrage-te și tatăl tău va fi liber. Leo și Jason încă se înfruntau, gata de luptă, dar păreau nehotărâți și confuzi, în așteptarea unui ordin. Piper spera că măcar o părticică din ei se va opune. Ce se întâmpla nu le stătea deloc în fire. Ascultă-mă, fetițo! Medea și-a smuls un diamant de la brățară și l-a aruncat într-un jet de apă din fântână. Când acesta a trecut prin lumina multicoloră, Medea a spus: O Iris, zeița curcubeului, arată-mi biroul lui Tristan McLean. Ceața a început să licărească, iar Piper a văzut biroul tatălui ei. În spatele biroului era asistenta tatălui ei, Jane, care vorbea la telefon în costumul ei elegant, cu părul prins într-un coc strâns. Bună, Jane, a spus Medea. Jane a închis calmă telefonul. Cum vă pot ajuta, doamnă? Bună, Piper. Tu! Piper era atât de supărată de-abia putea vorbi. Da, copilă, a spus Medea. Asistenta tatălui tău a fost ușor de manipulat. Are o minte foarte organizată pentru muritor, dar e un om incredibil de slab. Vă mulțumesc, doamnă, a spus Jane. Pentru puțin, a spus Medea. Am vrut să te felicit, Jane. L-ai făcut pe domnul McLean să părăsească orașul atât de brusc, să ia avionul spre Oakland, fără să alerteze presa sau poliția. Excelent! Nimeni nu pare să știe unde a dispărut. Și faptul că i-ai spus că viața fiicei lui e în joc a fost o mișcare bună pentru a-l face să coopereze. Da, am cuvințat Jane, cu voce slabă, ca o somnambulă. A fost foarte cooperant când a auzit că Piper e în pericol. Piper și-a privit pumnalul. L-a mai tremura în mână. Nu știa să-l folosească mai bine ca Elena din Troia, dar era încă o oglindă și ce a văzut în el era o fată speriată care n-avea nicio șansă să câștige. S-ar putea să am noi ordine pentru tine, Jane, a spus Medea. Dacă fata cooperează, s-ar putea să fie momentul ca domnul McLean să se întoarcă acasă. Găsești o poveste care să-i justifice absența pentru orice eventualitate? Și îmi imaginez că bietul om va avea nevoie de ceva timp într-un spital de psihiatrie. Da, doamnă, voi fi la datorie. Imaginea a dispărut, iar Medea s-a întors spre Piper. Ai văzut? L-ai tras pe tata într-o capcană, a spus Piper. L-ai ajutat pe uriaș. O, te rog, dragă, te ambalez prea tare. Mă pregătesc pentru acest război de ani de zile, chiar dinainte să fiu readusă la viață. Sunt o clar văzătoare, așa cum spunea. Pot ghici viitorul la fel de bine ca oracolul vostru. Cu ani în urmă, pe când încă sufeream pe câmpiile pedepsei, am avut o viziune cu cei 7 din așa numita mare profeție.
L-am văzut pe prietenul tău, Leo, și am văzut că urma să fie un inamic redutabil într-o bună zi. Am zgândărit conștiința stăpânei mele, i-am dat aceste informații și a reușit să se trezească puțin. Destul cât să-i fac o vizită. E vorba de mama lui Leo, a spus Piper. Leo, ascultă, ea a contribuit la moartea mamei tale. Aha, a murmurat Leo uluit. S-a uitat, încruntat la ciocan. Deci, pur și simplu, îl atac pe Jason, e în regulă? E perfect așa, i-a spus Medea. Și tu, Jason, lovește-l cu putere. Arată-mi că ești vrednic de cel al cărui nume îl porți. Nu! A ordonat Piper. Știa că era ultima ei șansă. Jason, Leo, încearcă să vă păcălească. Puneți armele jos. Vrăjitoarea și-a dat ochii peste cap. Fii serioasă, fetițo. Nu te poți compara cu mine. M-am antrenat cu mătușa mea, nemuritoarea Circe. Pot să înnebunesc oamenii sau să-i vindec cu vocea mea. Ce șansă au acești bieți eroi împotriva mea? Acum, băieți, ucideți-vă unul pe celălalt. Jason, Leo, ascultați-mă. Piper și-a pus întreaga emoție în voce. De ani de zile încerca să se controleze și să nu dea dovadă de slăbiciune, dar acum punea totul în cuvinte. Frica, disperarea, furia. Știa că asta putea însemna condamnarea la moarte a tatălui său, dar îi păsa prea mult de prietenii ei ca să-i lase să se rănească reciproc. Medea vă vrăjește. Tot ce se întâmplă e parte din magia ei. Voi sunteți cei mai buni prieteni, nu vă luptați unul cu celălalt. Luptați-vă cu ea! Cei doi au ezitat, iar Piper a simțit cum vraja se destramă. Jason a clipit. Leo, oare am fost gata să te înjunghi? Ziceai ceva de mama? Leo s-a încruntat, apoi s-a întors spre Medea. Tu lucrezi pentru femeia de pământ. Tu ai trimis-o la atelier. Și-a ridicat brațul. Doamnă, am un ciocan foarte greu pe care scrie numele tău. Ha, a rânjit Medea. Îmi voi primi pur și simplu plata altfel. A apărut o dală de mozaic de pe podea, iar clădirea a început să huruie. Jason a lovit cu sabia spre Medea, dar ea s-a evaporat în fum și a reapărut la baza scărilor rulante. Ești lent, eroule, a râs ea. Revarsă-ți frustrarea asupra animalelor mele de companie. Înainte ca Jason să o ia pe urmele ei, cadranele solare imense de la extremitățile fântânii s-au deschis. Două fiare furioase, doi dragoni înaripați în carne și oase, au ieșit de dedesubt. Amândoi erau de mărimea unei rulote, poate nu așa mari în comparație cu Festus, dar suficient de mari. Deci, asta se află în cuști, a spus Leo cu sfială. Dragonii și-au întins aripile sâsâind. Piper simțea căldura care ieșea din pielea lor scânteietoare. Unul și-a întors ochii portocalii plini de furie spre ea. Nu-i priviți în ochi, i-a avertis Jason. Vă vor paraliza. Așa e. Medea urca liniștită pe scara rulantă, sprijinindu-se de balustradă, în timp ce urmărea spectacolul. Dragii de ei sunt alături de mine de mult timp. Sunt dragoni ai soarelui, un cadou de la bunicul meu Helios. Ei au tras carul când am plecat din Corint, iar acum ei vă vor distruge. Pa, pa! Dragonii au atacat. Leo și Jason au atacat și ei. Piper era numit uimită de curajul băieților care lucrau ca o echipă ce se antrenase ani de zile. Medea aproape că ajunsese la primul etaj, unde o aștepta o gamă variată de mașinării mortale. O, nu, n-o să te las, a mărit Piper și s-a răpustit pe urmele ei. Când Medea a văzut-o pe Piper, a început să urce în viteză. Era rapidă pentru o cocoană în vârstă de 3000 de ani. Piper urca în cea mai mare viteză, sărind și peste câte 3 trepte deodată și totuși nu reușea să o prindă din urmă. Medea nu s-a oprit la primul etaj. A sărit pe următoarea scară rulantă și a continuat să urce. Poțiunile, și-a zis Piper, bineînțeles, acolo mergea. Era celebră pentru poțiuni. Dar jos răsunau zgomote furioase de luptă. Leo sufla în fluier, iar Jason țipa pentru a atrage atenția dragonilor. Piper nu îndrăznea să se uite într-acolo, mai ales când alerga cu un pumnal în mână. Se și vedea împiedicându-se și înfigându-și propria armă în nas. Asta da mare faptă de vitejie. A înhățat un scut de la un manechin în armură pe care l-a găsit la etajul al doilea și a continuat să urce. Și l-a imaginat pe antrenorul Hedge țipând ca la orele de sport de la școala din sălbăticie. Mișcă-te, McLean! Așa se urcă pe scările rulante! A ajuns la ultimul etaj, abia respirând, dar era prea târziu. Medea era deja la teșcheaua cu poțiuni. Vrăjitoarea a luat un flacon în formă de lebădă, cel albastru, care provoca moarte dureroasă, iar Piper a făcut singurul lucru la care se putea gândi. Și-a aruncat scutul. Medea s-a întors triumfătoare în timp pentru a fi lovită în piept de un disc metalic greu de 20 de kilograme. S-a prăbușit pe spate peste teșghia, spărgând flacoanele și dărâmând niște rafturi.
Când vrăjitoarea s-a ridicat dintre dărâmături, rochia era pătată cu zeci de culori diferite. Multe dintre pete mocneau și străluceau. Nebuno, s-a plâns Medea, ai idee ce se întâmplă când atâtea poțiuni se amestecă? Te omoară? A întrebat Piper, plină de speranță. Din covorul pe care stătea Medea, au început să iasă aburi. Ea a tușit și s-a strâmbat de durere. Sau doar se prefăcea? Jason, ajutor! S-a auzit Leo de jos. Piper a riscat și a aruncat o repede o privire. Îi venea să plângă de disperare. Unul dintre dragoni îl țintuia pe Leo la podea. Își dezvelise colții, gata să muște. Jason era tocmai în celălalt capăt al încăperii, luptându-se cu celălalt dragon, mult prea departe ca să-l poată ajuta. Ne-i sorti morții, a țipat Medea. Fumul se răspândea pe covor, în timp ce pata se făcea tot mai mare, scoțând scântei și aprinzând rafturile cu îmbrăcăminte. Mai aveți doar câteva secunde la dispoziție până ce amestecul o să incendieze totul și o să distrugă clădirea. Nu mai e timp. Trosc, plafonul de sticlă vitrată s-a spart într-o ploaie de cioburi multicolore și Festus, dragonul de bronz, a coborât în magazin. S-a aruncat în luptă, apucând câte un dragon cu fiecare braț. De-abia atunci și-a dat seama Piper cât de mare și puternic era prietenul lor metalic. Așa, băiete, a țipat Leo. Festus a urcat în zbor până la jumătatea înălțimii, apoi a aruncat dragonii în găurile din care ieșiseră. Leo s-a repezit la fântână și a apăsat bucata de marmură, închizând cadranele solare. Acestea s-au zguduit când dragonii s-au izbit de ele, încercând să iasă, dar fiarele n-au avut nicio șansă. Medea a blestemat într-o limbă străveche. Tot etajul al treilea era în flăcări. Aerul era plin de gaze nocive. Chiar și fără acoperiș, Piper simțea căldura intens. S-a îndreptat spre marginea balustradei, continuând să țină pumnalul îndreptat spre Medea. Nu voi fi abandonată din nou! Vrăjitoarea a genunchiat și a luat poțiunea roșie de vindecare, care supraviețuise cumva căzătui. Vrei ca prietenul tău să-și recapete memoria? Ia-mă cu tine! Piper s-a uitat în spate. Leo și Jason erau în spinarea lui Festus. Dragonul de bronz și-a desfăcut aripile puternice. A smuls cu ghearele cele două cuști în care se aflau satirul și spiritele furtunii și a început să urce. Clădirea a huruit. Flăcările și fumul au cuprins pereți, topind balustradele, transformând aerul în acid. Nu veți supraviețui fără mine, a mâruit Medea. Eroul tău va rămâne fără amintiri pentru totdeauna, iar tatăl tău va muri. Ia-mă cu tine! Pentru o clipă, Piper a fost ispitită să o facă. Apoi a văzut zâmbetul sumbru al Medei. Vrăjitoarea era încrezătoare în puterile ei de convingere. Încrezătoare că putea încheia întotdeauna o înțelegere, că putea scăpa și câștiga mereu. Nu astăzi, vrăjitoară! Piper a sărit într-o parte. A plutit doar o secundă înainte ca Leo și Jason să o prindă și să o tragă pe dragon. A auzit-o pe Medea țipând furioasă în timp ce se ridicau prin acoperișul spart și traversau centrul orașului Chicago. Apoi magazinul a explodat în urma lor.